Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune de Taină. Sunt Oana Maria Constantin și sunt realizatorul acestei emisiuni. Am alături de mine un domn deosebit, Părintele Marius Moșteanu, care este invitat astăzi alături de mine să povestim frumos despre sentimentul de iubire și despre taina cununiei. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult că am posibilitatea să poposesc în casa în care aș fi vrut să stau de mult. De când eram mic, pentru mine cuvântul în format tipărit era o taină. Cuvântul lui Dumnezeu despre care mă pregăteam să dau mărturie avea totuși un format vizibil, formatul tipărit din mâna zețarilor care scoteau fiecare literă, fiecare cratimă, fiecare accent. Și știam că aici, în actuala casă a presei libere, se săvârșea transformarea cuvântului vorbit în cel scris. Și aș vrea ca mesajul meu despre iubire, despre taina cununiei, despre legătura cu Dumnezeu să fie un mesaj care să ajungă tipărit în inimile oamenilor. Suntem într-o perioadă în care hârtia de ziar este mai rară, dar ziarul inimii a rămas acolo. Pentru mine este o mare bucurie să pot să vorbesc într-o casă a cuvântului. Ce frumos! Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Vă spun cu toată sinceritatea, sunteți, cred că singurul invitat, nu, și fiica mea a mai fost și am avut așa emoții, pentru că na. Dar de obicei m-am obișnuit cu emoțiile acestea pentru că realizez emisiunea de câțiva ani, așa, și vreau să vă spun sincer, am emoții pentru că, nu știu, mi se pare că și în introducerea și vreau să zic mult mai multe lucruri despre dumneavoastră, să îmi sunteți tare drag, nu știu dacă se simte sau voi de acasă sau dumneavoastră, sigur simțiți emoția pe care o am și mă bucur că sunteți aici. Vă admir și vă respect. Acolo m-am observat și în lăcașul pe care dumneavoastră îl aveți acolo, la Constanța, Biserica Sfântului Nicolae, unde sunteți paroh. Și acolo... Emoția este singura care trece dincolo de sticlă. Așa este. Emoția este singura posibilitate și singurul vehicul cu care ceea ce este în mintea și în sufletul nostru poate să ajungă la celălalt. Fără emoție, mama nu-și poate îmbrățișa copilul. Fără emoție, un dascăl nu poate să-și încurajeze elevul. Fără emoție, un frate nu poate să-și îmbrățișeze pe fratele mai mare sau mai mic. Fără emoție, nu există un transfer energetic real. Emoția este cea care ne unește și emoția, de fapt, intră deja în subiectul pe care, dacă îmi permiteți, putem să îl dezbatem împreună. Iubirea este prima emoție. Este prima emoție pentru că, dacă ne gândim la creație, Dumnezeu nu a făcut lumea din ceea ce avea. Dumnezeu a făcut lumea din ceea ce era El. El este iubire, a făcut lumea din iubire. Mulți consideră că atunci când referatul biblic despre creație ne vorbește că Dumnezeu a făcut lumea din nimic, acel nimic ar fi fost ceva. Nu! Dumnezeu a făcut lumea din El însuși. A făcut lumea din iubire și noi trebuie să învățăm încet, încet ce este această iubire. Este un termen pe care foarte mult timp nu am putut să-l definim noi ca oameni. De exemplu, atunci când s-a făcut traducerea Bibliei din ebraică în greacă, cei 72 de bărbați, de bătrâni înțelepți care au tradus în limba greacă, au găsit un cuvânt ebraic, ahav, pe care l-au scormonit să înțeleagă mai bine ei, ca să poată să spună și celorlalți, că ei și-au dat seama că este un cuvânt despre iubire, dar în limba greacă sunt cel puțin 4 termeni care definesc iubirea. Chiar se spune că e posibil ca agapii să fie o continuare și mai ales o transcriere a lui
Ahava, pentru că sunt la fel din punct de vedere fonetic și agapia acesta este o definire a iubirii ca o reciprocitate și mai ales o iubire atât părintească cât și o admirație. Dar grecii mai aveau câțiva termeni pentru a defini iubire. Eros era atunci când vorbeam despre patimi, apoi phileo, filii, atunci când se vorbește despre o întâlnire intimă și mai era un termen care ne vorbește despre o iubire părintească, de la părinte la copil, de la copil la copil, adică între frați, o iubire care avea un alt aspect de egalitate. Și acest termen pe care tot l-au prezentat, inclusiv de la Aristotel încoace, este un termen pe care limba greacă l-a considerat că poate să fie aproape de acel ahava din limba ebraică. Și anume, toată terminologia aceasta a încercării, de fapt, de a vorbi despre iubire, este, de fapt, de a vorbi despre relația noastră cu Dumnezeu. Noi când spunem că Dumnezeu este iubire, nu suntem conștienți pe deplin. Da, nu suntem, clar. Nu suntem conștienți pentru că noi credem că Dumnezeu este iubire așa cum înțelegem noi iubirea. În general, oamenii consideră că iubirea este dou des, dăm ca să-ți dau. Părintele își iubește copilul atunci când copilul ia note mari, părintele își iubește copilul atunci când copilul merită, ori ar trebui ca un părinte adevărat să iubim copilul atunci când merită cel mai puțin. Pentru că el atunci are nevoie de iubirea noastră, mai mult ca oricând. Atunci când știe el sigur că nu merită, atunci trebuie să-l iubim noi. De ce? Pentru că iubirea mai are un aspect. Iubirea atunci când nu poate să fie primită, pentru că nu avem din diverse motive de unde să o primim, ea poate să fie dăruită. Pe cel pe care nimeni nu-l iubește, nu-l oprește să nu iubească el pe celălalt. Cel care nu este iubit de nimeni are o mare șansă să iubească el. Și în momentul în care iubește el, deja transmite o energie care pentru o bună bucată de vreme îi este și lui suficientă. Iubirea însă trebuie să ne arate un dialog cu noi înșine, în primul rând, și un mod de viață. Dacă noi l-am înțelege pe Dumnezeu că este iubire, așa cum am spus, dezinteresată, o iubire care să nu țină de vrednicia sau nevrednicia celuilalt, am înțelege că, de fapt, lumea făcută din iubire are această esență a iubirii. Dar trebuie să ne șlefuim noi foarte bine metrul etalon al iubirii. Nu poate nimeni să spună că iubește pe celălalt dacă pe el nu se iubește. Ei, aici am vrut să vă întreb și sunteți în măsură să argumentați puțin ceea ce se spune în Biblie. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Adică poți să-l iubești pe celălalt dacă pe tine nu te iubești? Știți cum sunt atâtea exemple și în relațiile între soț-soție? Noi am crezut în general, că așa am fost și educați, da, să spunem despre noi înșine că ne iubim, dar nu ne iubim. Nu ne iubim atâta vreme cât nu ne respectăm, cât nu ne respectăm programul, cât nu ne respectăm visele din copilărie, atâta vreme cât la fiecare vârstă ne trage de mânecă copilul din noi care ne spune: adu-ți aminte când erai mic, spuneai că o să te faci tu mare și o să instaurezi dreptatea, o să fie o lume mai bună. Și ce ai făcut? Înseamnă că nu ne-am iubit suficient dacă n-am reușit să împăcăm acel copil din noi. Acel copil din noi este, de altminteri, metrul etalon pentru iubire. Dacă vrem să iubim pe celălalt, trebuie să știm că trebuie să ne iubim pe noi. Nu în sens narcisist, nu în sens egoist, dar trebuie să ne iubim pe noi. Cineva a întrebat pe Catherine Hepburn cum de este așa de frumoasă și ea a răspuns foarte sincer:
Dacă vrei să ai niște buze frumoase, trebuie să vorbești de bine pe cel pe care nimeni nu-l vorbește de bine. Dacă vrei să ai ochi frumoși, trebuie să știi la ce să te uiți, să vezi frumusețea din om. Dacă vrei să ai un păr frumos, lasă degetele unui copil să treacă prin părul tău de câte ori este posibil într-o zi. Aceasta este frumusețea. Frumusețea este dincolo de tot ceea ce crede omul că a dat. În momentul în care se termină părerea omului că a dat, de atunci începe să fie iubirea un factor care să fie văzut de ceilalți. Așa cum am spus, iubim copilul atunci când merită. Ei bine, atunci când nu merită, dacă îl iubim, atunci începe iubirea să fie lucrătoare. Și frumusețea noastră se va oglindi în celălalt. Se va oglindi în frumusețea de a vedea binele din celălalt. De a vedea, de exemplu, din așa zisul eșec al copilului nostru și al celui care ne agasează, să spunem, de a vedea din eșecul acela o lecție. Asta înseamnă că iubim așa cum, de fapt, iubește Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, nu așa cum ne-au descris părinții noștri că ne-ar iubi Dumnezeu, nu așa cum ne-au speriat alții că dacă nu facem nu știu cum un lucru, nu ne mai iubește Dumnezeu, ci Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Părinte, am o întrebare. Atunci când, așa cum a spus și dumneavoastră, vedeți frumosul din celălalt, pentru un om care observă și vede frumosul din celălalt, însă cum putem să, nu știu, să punem cumva, sau dacă este vorba și despre o limită, pentru că de multe ori tindem, pentru aceia care văd frumosul, să treacă peste limita aia care, dacă este sau nu este, nu, știți limita ce vreau să... Limita este cerul. Dacă nu înțelegem această realitate, riscăm să categorisim limita în iubire. În iubire nu există limită în afară de cer, pentru că limita este însuși Dumnezeu, care este nelimitat. Din păcate însă noi l-am limitat pe Dumnezeu la mintea noastră. Am crezut că l-am iubit suficient pe cineva și când constatăm că nu mai merită, vezi, Doamne, iubirea noastră, încetăm de a-i acorda atenție. Și nu este așa. Cine suntem noi ca să categorisim limitele iubirii? Limita este cerul, încă o dată vă spun, pentru că atunci când în pedagogie se vorbește despre cum să ne creștem copiii, pentru că sunt niște probleme. Cei de generația părinților mei ne-au crescut fără să ne spună niciodată, dar absolut niciodată, că am făcut ceva bun. Întotdeauna dacă aduceam o notă mare, ne aduceau aminte de altă disciplină la care știau sigur că avem o notă mică. Dacă veneam cu o notă foarte, foarte bună, am luat 10, imediat întrebarea descurajantă era dacă au mai luat și alții 10, dacă zice că au luat și încă 2-3, deja nu mai era valoroasă nota noastră de 10. Și noi am crescut așa. Și am crescut și credeam că suntem frustrați din cauza faptului că n-am fost încurajați. Dar noi am devenit părinți. Și unii dintre noi chiar nu ne-am uitat acele greutăți pe care le-am avut de cărat toată copilăria și ne-am crescut copiii cu o mare atenție. Nu prea am lăsat nici să ridice greutăți, nu prea i-am lăsat nici să fie singuri, întotdeauna i-am încurajat, vai ce bine ai făcut. Și la sfârșit, dacă tragem linie, frustrarea este și la noi, cei care n-am fost încurajați, și la ei care au fost încurajați. De ce? Pentru că noi avem frustrarea că nu e nimic de capul nostru, pentru că n-am fost validați de către părinți sau de către profesori. Ei însă, cei așa zis cocoloșiți, sunt frustrați pentru că au conștiința că fără tata sau fără mama care întotdeauna l-a ridicat la fileu, ei niciodată nu se poate să facă față. Așadar, media aurea, calea de mijloc este cea mai bună. Nici noi n-am făcut prea bine, pe părinții noștri nu ne putem permite să îi judecăm. Da. Dar de acum înainte trebuie să știm că nu de o parte și numai de partea cealaltă există tot ceea ce înseamnă rezultatul unei educații.
noi ca părinți putem să educăm într-un fel sau într-altul, dar ține foarte mult să îi lăsăm pe copiii noștri să își găsească nișa educațională care le va permite să tragă și o altă linie decât o trage generație după generație capitolul pedagogic, ci să-și tragă linia în dreptul lor. Pentru că dacă vor să se mulțumească cu statistici, din statistică nu se iasă nimic bun. Dar dintr-o personalizare a educației, a calității de părinte, a calității de copil, cu siguranță că vor avea de câștigat și ei, dar și noi ca părinți. Aș vrea să vă întreb acum referitor la iubire, tot la iubire și la sentimentul acesta de iubire, și se tot vehiculează ce puțin în psihologie, că iubirea este de două feluri, hai să spunem, iubire condiționată sau iubire necondiționată. Și vreau să vă întreb, părinte, dacă există noțiunea aceasta de iubire necondiționată sau condiționată, adică cum e asta? Mi-aș permite să vă spun foarte direct. Vă rog. După părerea mea, nu există iubire necondiționată. Atunci când un copil spune despre iubirea pe care un părinte i-o acordă în modul cel mai cinstit și spune da, eu de exemplu am o fotografie acasă despre care fiica mea, Ozana, spune da, este singurul om care mă iubește necondiționat. Așa este. Dar dincolo de această realitate, da, există și interesul meu, copilului meu să-i meargă bine. Este un interes. Chiar dacă nu este un interes cum ar crede altcineva, este un interes. Deci iubirea, de asta v-am spus că de la agapao, agapi, este un fel de a defini iubirea ca ceva reciproc. Atunci când e vorba de reciprocitate, este vorba și de respect, dar și de un interes comun. Da, 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 da. Nu există iubire necondiționată, pentru că, de fapt, eu mă bucur de succesul copilului meu. Și atunci interesul meu este legat de faptul că vreau să aibă succes copilul meu, ca eu să fiu un părinte de copil cu succes. Este un interes? Este. Da. Așadar, dincolo de meschinăria unui interes pe care toată lumea poate să îl discearnă, totuși iubirea are două capete. Și dacă nu există între aceste două capete un interes de a se apropia, iubirea poate să devină o linie a infinitului, să pornească din un capăt și să se ducă în celălalt. Și nu despre asta e vorba. Iubirea trebuie să fie circulară, așa cum este verigheta de la cununie circulară, care unește cele două capete, interesul unuia față de celălalt. Și pentru că a venit vorba de interes, aș vrea să vă spun puțin, dacă îmi dați voie, despre o situație pe care o întâlnim mereu la taina cununiei. Este vorba de apostolul de la cununie, care atunci când se interpretează din epistola de la Efeseni, se încheie apostolul cu femeia să se teamă de bărbat. Ori eu nu m-am mulțumit niciodată cu acest apelativ și cu această așa zisă trasare de sarcini a rolului feminin, încât m-am dus la originalul grecesc. Este vorba de verbul foveo, care înseamnă pur și simplu o emoție. Numai că această emoție, pe care toată lumea o știe de la neputința fricii, dacă ți-e frică de spații deschise, este agorafobie, dacă ți-e frică de spații închise, este claustrofobie. Deci fobie, fobie, fobie. Foveo înseamnă a te teme. Nu, fobie înseamnă și mai mult. Emoția care te face să te temi nu pornește de la frică, pornește de la surprindere. Ei, o să ne spuneți mai multe detalii despre după o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Am
revenit în platoul Taine, alături de părintele Marius Moșteanu. Povesteam aici frumos, v-am întrerupt pentru că a trebuit să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar discuția continuă și povestim despre Taina Cununiei și despre... Da, și acest apostol care așa se încheie apoteotic cu o, așa zisă, încadrare a femininului către acest verb și tradus greșit, după părerea mea, femeia să se teamă de bărbat, da. Acest verb foveo are în spate și energia așa zisei frici. Frica este un sentiment care are o cauză. Cauza este emoția dată de surprindere. Ți-e frică de ceva atâta vreme cât ești surprins, nepregătit pentru ceva. Ți-e frică de ceva pentru că nu se întâmplă de fiecare dată. Deci ești surprins. În parcursul epistolei către Efeseni, așadar, femeia să-l surprindă pe bărbat. Cum să-l surprindă? Nu să-l surprindă acum din punct de vedere al unei urmăriri și să-l surprindă asupra vreunui fapt, ci pur și simplu să-l surprindă cu o calitate pe care soțul n-a reușit să o vadă la ea. Să-l surprindă cu suficientă răbdare atunci când el se desfășoară într-un anumit fel. Să îl surprindă cu feminitatea, care înseamnă altceva decât crede lumea în mod obișnuit. Și aici aș vrea să ne oprim puțin sau reveniți dumneavoastră, da, după aceea, pentru că chiar aș vrea să aflăm mai multe detalii despre asta. Da, vreau să rămânem pe termen de feminitate. Da. Feminitatea este ascunsă acolo unde omul bănuiește cel mai puțin. Feminitatea este învăluirea de mister al unei desfășurări. Persoana unei femei se desfășoară în fața masculinității și a lumii întregi, se desfășoară într-o taină. Atunci când o femeie se întoarce din prag și își dă seama că dress code-ul pe care și-l pregătise cu atâta minuțiozitate, să zicem o săptămână, două, chiar trei, nu dă cu ceea ce vede în oglindă, se întoarce, își cere scuze și vine peste jumătate de oră schimbată, după care se uită puțin în ochii soțului și dacă observă că nu l-a surprins, atunci se întoarce și în alte jumătate de oră se întoarce îmbrăcată la fel cum a fost prima dată, dar de data aceasta mulțumită. Vai de mine! Asta înseamnă feminitate. Da, da. Fără acest lucru nu poate să vorbească cineva despre a înțelege făptura atât de gingașă a femeii. Atunci când te hotărăști să faci ceva și îți dai seama că îți mai lipsește ceva și încă trebuie să iei altă decizie peste altă decizie și până la urmă să nu mai faci absolut nimic din ceea ce ai gândit, asta este feminitate. Atunci când nu ești sigur că ai făcut ceva care să placă, aceea este feminitate. Feminitatea este un dar pe care Dumnezeu l-a lăsat în inima femeii ca să învăluie în mister tot ceea ce se întâmplă ca viață. Femeia este purtătoare de viață și este sensul vieții. Viața nu este un joc al cărui reguli să le cunoști. Este un joc al căror reguli trebuie să le inventezi, să le regândești, să le reașezi, să le schimbi, să îți dai seama că viața e un fel de dans care până la un punct se poate învăța la școală, după care se depărtează fiecare cuplu și își face propriul dans. Nișa pe care fiecare cuplu și-o dobândește în viața de familie înseamnă viața adevărată. Aceea este viața care le aparține lor. Nu trebuie neapărat să fie o viață pe care ceilalți să o considere că este un tipar. Nu există tipare în viață. După cum nici feminitatea nu poate fi un tipar. Pentru cineva
feminitate înseamnă hotărâre, feminitate poate pentru cineva să însemne că dacă am zis așa, înseamnă că așa rămâne, dar pentru altcineva, aceeași feminitate poate să spună, dacă am spus așa, înseamnă că ne mai putem gândi. Aceasta este feminitatea. Pentru unii și pentru alții. Pentru că ați adus vorba și despre familie și despre... O să vreau să vorbim puțin și despre taina cununiei. Am o curiozitate legată de cum am putea să ne înfăptuim o familie în zilele de astăzi, având în vedere că cred că rata divorțurilor este mult mai mare, sau ce puțin, nu știu statistic, dar ce în jurul meu sau din, nu știu, chiar și la televizor sau se promovează mai mult, sau nu știu, nici nu știu dacă se promovează, se întâmplă divorțurile, da. Și este o constatare. O constatare, este o constatare, mulțumesc. Da. Exact. Această constatare este o realitate. Da. În general, tinerii care, să mă ierte Dumnezeu, mulți nu mai sunt nici tineri, atunci când încep o viață de familie, sunt deja obosiți, exact. Plictisiți și mai ales epuizați. Exact. Pe ei interesează foarte mult regia cu care să ajungă în Veneția sau pe insula Capri să ofere un inel, după care își dau seama că au investit atât de mult încât s-au plictisit efectiv. Contează mai mult imaginea și când își dau seama că au reușit acea imagine, nici măcar nu sunt mulțumiți cu imaginea care le-a ieșit. Și urmează un an de zile în care chiar lucrurile se vor așeza conform unor grafice, adică se ia legătura cu cameramanul și cu fotograful dacă au liberă o anumită dată, se ia legătura cu un restaurant dacă data respectivă poate să fie și pentru ei bună, după care constată că de fapt este vreun post sau este o zi de vineri la care nu s-au gândit că trebuie să fie consultată și biserica. În sfârșit, până la urmă, așează toate cele, dar nu trec mai mult de 6 luni, 9 luni și își dau seama că s-au așezat lângă un străin. Un străin care a primit o verighetă, un străin care a alergat după o rochie de mireasă, un străin de care nu ți mai aduce aminte ce te-a surprins ca să stai lângă respectivul străin și se cam încheie aici o etapă. N-aș vrea să sune chiar așa de dur, dar sună foarte, foarte real ceea ce vă spun. Pentru că s-a pus accentul greșit. S-a pus accentul pe comparația cu alții, s-a pus accentul pe tot felul de vizionări și de regii, de scenarii, cum să dea mai bine și până la urmă au uitat cum merge relația lor. Relația lor, să știți că poate să fie una superbă, dar dacă nu este foarte bine valorizată această relație și se pune accentul pe faptul că la cununie nu pot să invite pe nu știu ce rudă, nu știu ce verișoară s-a uitat cruciș la rochie și așa mai departe, deja se pierde sensul. Și dacă femeia nu știe să-l surprindă pe bărbat, înseamnă că nu poate reuși în viață să meargă mai departe lângă cel care de cele mai multe ori chiar merită să-i stea aproape, dar mintea nu este în același loc cu inima. Dacă vom reuși să așezăm atât mintea, cât și inima la locul la care trebuie, să învățăm un singur lucru, că într-o lume a lucrurilor de unică folosință, trebuie să învățăm să reparăm sentimente. Wow! Este singura rețetă pe care eu o predau tinerilor. În lumea aceasta, în care de la paharul de apă până la cel mai mic instrument medical, totul este de unică folosință, relația interumană nu este de unică folosință. Trebuie reparată, trebuie curățată, trebuie întreținută, trebuie investit în tot ceea ce înseamnă dorința de a face ca lucrurile să funcționeze. Prima reparație se face prin suflecarea mânecilor, să spunem, ia să vedem ce s-a stricat. În cine privește? Măi, femeie, până la urmă, noi ne-am luat din dragoste.
hai să vedem ce zici tu că nu mai funcționează. Că mie mi se pare ceva, ție ți se pare altceva, hai să vorbim. Dacă unul dintre ei constată că celălalt nu are apetența de a vorbi și începe să se interiorizeze, să nu accepte un dialog, primul lucru este să știe să lase un timp de reacție. Un timp de reacție înseamnă a-l lăsa pe celălalt să se adune, dar nu de unul singur. Să transmiți întotdeauna dorința de a interveni, dacă este cazul. Să fii întotdeauna aproape, ca atunci când se ridică o privire către tine, să știi ce să răspunzi. Tăcerea e cel mai bun răspuns, pentru că nu trebuie să răspunzi imediat atunci când ți se adresează o întrebare. Trebuie să zâmbești, să știe celălalt de lângă tine că existi, că îți pasă de ce se întâmplă și încet, încet lucrurile pot să se rezolve chiar nimic zicând. Reparația nu trebuie să fie una pe care să o învețe cineva la școală, ci să o exerseze fiecare însă în conștiința că nimic nu este prin sine ceva. Dacă a fost, să spunem, un eveniment al căsătoriei foarte bine organizat, asta nu înseamnă că organizarea impecabilă este prin sine ceva. Nu. Trebuie să punem noi restul. Adică ce înseamnă restul? Înseamnă că trebuie să știm să ascultăm sau să tăcem mai mult, să vorbim prin puține cuvinte sau prin mai multe, să-l acoperim pe celălalt când este cazul, să se simtă celălalt în siguranță lângă noi. Și atunci când celălalt va considera că orice s-ar întâmpla, totul se negociază și se reașează, cu siguranță că nu se va ajunge ca rata divorțurilor să fie mai mare decât cea a căsătoriilor. E adevărat că prima cauză a divorțului este căsătoria, că altfel s-ar putea pune în discuție. Dar dincolo de acest lucru este școala de a repara o relație. O relație, în ceea ce ne privește pe noi, eu ca duhovnic vă spun, una dintre cele mai bune strategii este ca cei doi să aibă un duhovnic comun. Vă imaginați că dacă au un duhovnic comun, duhovnicul știe să așeze lucrurile. De exemplu, Părintele Arsenie Odihnească era duhovnicul nostru pentru mine de 35 de ani, pentru familia noastră era de peste 20 de ani și întotdeauna când aveam câte ceva de rezolvat, știam că la următoarea spovedanie, după ce stăteam de vorbă în trei, eu, doamna și părintele, apoi zicea, e, de acum sunteți un trup, dar două suflete, și stătea de vorbă cu fiecare dintre noi. Și acolo ne găseam în părintele ca într-un releu care știa să adune niște posturi străine, să le facă, în primul rând, compatibile, și plecam din chilia părintelui cu totul și totul împăcați și mulțumiți. Așadar, dacă s-ar pune accentul pe repararea lucrurilor, căsătoria ar merge până la infinit, pentru că nici ea nu are, de fapt, un final. Limita este iarăși cerul și limita ține de dorința noastră de a repara. Nu există căsătorie de unică folosință. Noi, într-o lume a așa zisei griji excesive de a fi unici în orice, totuși trebuie să reparăm orice. Din discuțiile pe care dumneavoastră le-ați avut și le aveți cu cei care vin la biserică și cu cupluri, soț-soție, probabil ați observat că etapele acestea, nu știu, fie că de plictiseală, fie că a trecut prea mult timp, fie că n-au mai făcut lucruri împreună, fie că n-au mai investit energie în relație, cumva sunt comune, adică pot fi perioade și perioade într-o relație.
de fapt, dumneavoastră ați explicat cumva. Voiam să vă întreb cum putem să ne înlăturăm sau am putea să ne speriem de faptul că dacă trecem printr-o etapă mai puțin bună, gata, acela este capătul, sau cum ne găsim puterea aceea când suntem jos? Puterea aceea este cu noi mereu. Datoria duhovnicului este să prezinte lucruri ca fiind firești. În momentul în care un cuplu află că s-au mai certat și alții, exact, că nu e un capăt de țară, că nu trebuie neapărat să spunem gata, s-a încheiat, că tot ceea ce se întâmplă este în granițele firescului și mai ales cu multă dibăcie, un duhovnic trebuie să arate lucrurile în felul următor. Se vor mai întâmpla momentele acestea, dar sunt cele mai interesante. Împăcarea este un mare dar. Împăcarea înseamnă o revenire, o restartare, o bucurie de a constata că putem merge mai departe și chiar este bucuria de a merge altfel. De acum înainte știu ce să fac, prin asta am trecut. Că o să mai urmeze și altele, cu atât mai mult voi învăța să merg mai departe. De exemplu, m-a întrebat cineva dacă ar fi să iau viața de la capăt, ce greșeli n-aș mai face sau cum ar decurge viața mea. În linii mari, viața mea cred că ar trebui să decurgă la fel, numai că n-aș mai face aceleași greșeli. Am un set nou de greșeli pe care trebuie să le încerc. Pentru că trebuie să găsesc întotdeauna ceva care să-mi satisfacă dorința de a repara. Pentru că după o greșeală, trebuie să repari. Dacă eu am conștiința asta, îi învăț și pe tineri că o greșeală este lăsată și îngăduită de Dumnezeu ca să fie reparată. Ei, și atunci când se repetă, părinte, greșeala, știți, și vis-a-vis de ce vorbeam mai înainte? Nu cred în repetarea, iertați-mă, nu cred în repetarea greșelii. Greșeala este unică. Greșeala este unică. Că seamănă sau că este cam în aceeași linie, acea greșeală, înseamnă că celălalt n-a știut să fie mai provocator ca să nu se mai întâmple greșeala respectivă. Repararea se face de către celălalt. Adică de către cel care nu a greșit. Exact, pentru că el poate să o facă. Aia. Cel care a greșit foarte greu poate să își autodepaneze ceva, pentru că în primul rând nu vede ceea ce a greșit. Dar celălalt trebuie să-l surprindă cu o trusă de scule noi, cu un instrumentar nou de a pune problemele, cu ceea ce înseamnă provocare nouă. Uite, n-am reușit să facem cu tare lucru. Să știți că mi-a mărturisit cineva săptămâna trecută despre o relație între bunic și nepot care s-a rezolvat în felul următor. Bunicul ducea două nepoate la grădiniță și întotdeauna când nepoatele începeau să se certe, că dura vreo 20 de minute drumul până la grădiniță, bunicul se prefăcea că nu mai știe străzile. Mai fetelor, spuneți-mi și mie. Și începeau fetele să facă echipă. Da, e ce. Și spunea, bunii, iau-o pe aici, iau-o pe la stânga, vezi ca a doua. Și începeau fetele să fie atât de atente la drum, încât cearta lor nu mai exista. Părinte, dar asta e înțelepciune a bunii. Da, dar asta trebuie să învățăm pe oameni. Că dacă vor reuși ca într-o ciorăvăială să intervine, să spună, măi, dar știi că noi n-am mai fost pe la Paris de vreo 7-8 ani? Hai să planificăm o excursie, o ieșire. Și atunci să știți că toate conflictele vor fi date la o parte și se va crea o breșă de reparație. Așa se repară lucrurile. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Se spune la taina, în taina cununiei. Da. Este adevărat, dar este despre intervenția părților. Dacă părinții sau copiii nu înțeleg alt adevăr și mai important, de aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Dacă vor ține minte, măcar copiii, dacă părinții nu pot ține minte, că probabil sunt mai în vârstă, dacă vor ține minte că acesta este un principiu, înseamnă că nu putem lăsa pe altcineva să ne despartă.
ceea ce a unit omul, Dumnezeu omul să nu despartă, înseamnă că deja omul care știe că a fost unit de Dumnezeu și are conștiința aceasta, nu va mai fi lăsat la îndemâna altor oameni să intervină. Pentru că, de exemplu, stă un cuplu tânăr în aceeași casă cu bunicii sau cu părinții, unul dintre ei. Vă imaginați că acest cuplu tânăr nu poate să aibă propriul anturaj. Nu poate să aibă niciodată un invitat de-al lor, din generația lor. Niciodată nu pot să spună, da, sunt și eu stăpân în casa mea, ci întotdeauna vor exista niște frustrări. Pentru că nu o să-i spui tatălui, știi, tată, vreau și eu să fac un chef. Sau a doua zi dimineață, știi, tată, eu nu mă trezesc mâine să mă duc la muncă, pentru că, uite, luna asta îmi ajunge și nu vreau să mă mai trezesc dimineață. Pur și simplu. Frustrarea că nu poți să spui lucrurile acestea, sapă. Sapă azi, sapă mâine. Dacă nu sapă constructiv, adică să sape o temelie pentru o nouă casă. Dacă nu sapă această temelie, riscă cei doi, încet, încet, să stea la îndemâna omului care poate să-i despartă. Dacă însă acea săpătură nu este una destructivă, pentru că cu aceeași sapă poți să faci o temelie sau să strici un gard. Dacă știi să o folosești, mai bine faci o temelie. Așadar, eu cred că independența este primul lucru pe care trebuie să-l câștige o familie, astfel încât să nu mai stea la îndemâna celorlalți ca să le strice familia. Wow, ce profund și... Părinte, vreau să vă întreb cum trebuie privită femeia de către bărbat într-o căsnicie și cum trebuie privit bărbatul de către femeie într-o căsnicie? În primul rând, bărbatul trebuie să privească femeia ca pe șansa lui de a învăța să se cizeleze el. Este o oglindă în care să se așeze, o oglindă în care să se uite. Vă imaginați că cineva, dacă pleacă la o petrecere și o vede pe doamna cum este îmbrăcată, bineînțeles că și el va avea o atitudine față de el însuși. Da. Așadar, celălalt este o provocare în sensul frumos al cuvântului. Trebuie să-l surprindă pe celălalt că a reușit să își merite dreptul de a sta de-a dreapta. În partea cealaltă, o femeie se oglindește în bărbatul ei și știe că de multe ori trebuie să fie omul din umbră. De multe ori, și da, asta de minte se știe că în spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie obosită. În spatele succesului meu, vă imaginați cine stă. Și Doamna, trebuie neapărat să înțelegeți că familia este un sport de echipă în care, din păcate sau din fericire, confruntarea este individuală. Adică pe mine mă vede lumea, dar atunci când mă vede și admiră ceva la mine, eu sunt conștient că ceea ce a admirat la mine este de fapt aparținător Doamnei mele. Pentru că atunci când mă văd pe mine oamenii dezinvolt și nonșalant, când mă văd pe mine oamenii cum îmbrățișez pe oricine, să știe că în spatele meu este cineva care are încredere în mine și care mi-a ridicat la fileu. M-am dus odată cu doamna să o conduc la coafor și bineînțeles că personalul de acolo, fiind un cunoscut, le-am îmbrățișat pe fete și unul dintre ele a spus: Doamne, dar cum puteți să stați lângă un bărbat care îmbrățișa toate fetele pe care le întâlnește în cale? Și doamna a rămas foarte frumos impresionată și a zis: nici nu se putea altfel. Asta înseamnă cele două atitudini pe care trebuie bărbatul să le aibă sau femeia să o aibă, pentru că numai încrederea reciprocă poate să facă pe celălalt să fie sincer, să fie mobilat cu o libertate foarte bine înțeleasă și foarte bine drămuită, dar mai ales foarte bine gestionată, astfel încât viața de familie să aducă beneficii
amândurora, nu numai unuia. Nădăjduiesc că orice succes de-al meu este și succesul Doamnei. Nădăjduiesc că orice apreciere pe care oamenii o au față de mine este și al Dumnezeu. Așa că familia, încă o dată vă spun, este un meci câștigat numai și numai de către echipă. Dacă vrem să mergem unde vrem noi, dacă vrem să mergem până unde vrem noi, trebuie să mergem de unii singuri. Dar dacă vrem să ajungem departe, nu putem face decât împreună. Oh, deci eu... Vrem să ajungem departe. Femeia urmează bărbatul ei. Este cum priviți această... Adică direcția o dă bărbatul. Ceva de genul. Nu. Cu siguranță nu. Pentru că dacă cineva vrea, un bărbat vrea să fie bărbat, nu mascul, bărbat, trebuie să înțeleagă că are de mers pe o direcție pe care i-o dă cea din spatele lui, cea care îl creditează pentru așa ceva, pentru că meritele nu vor fi niciodată satisfăcătoare pentru cineva care face nume de capul lui și din când în când îi zice femeii să uite așa în spate, hai bă femeie odată. Nu. El trebuie să știe că drumul pe care se află este un drum pe care și cea care este alături a vrut să se afle și cred că, de fapt, acest joc al pozițiilor e ca la handball, pas întreg cu schimb de locuri. Dacă știm să facem această mișcare, cu siguranță că vom ajunge departe. Dacă vrem să o luăm așa numai de noi și celelalte să vină după noi, la un moment dat putem să ne simțim singuri, să ne constatăm a fi singuri și iată că n-am făcut nimic, nu mai există familie. Chiar dacă ajungi departe, dacă ajungi de unul singur, n-ai nicio satisfacție. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Suntem alături de părintele Marius Moșteanu și aș vrea să vă mai întreb așa de final, care este esența vieții din punctul dumneavoastră de vedere? Esența vieții este viața însăși, trăită așa cum este. Dacă noi am fi în stare să furnizăm creierului nostru de câteva ori pe zi, faptul că este în regulă, este în regulă înseamnă să acceptăm și să fim convinși că absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este în favoarea noastră. În momentul în care suntem convinși că așa stau lucrurile, creierul nostru ne va și furniza anumite căi și am mai spus și altă dată, dar de dimineață dacă noi luăm decizia și spunem creierului va fi cea mai frumoasă zi din viața noastră, creierul va zice, wow, se trezește dimineața și e grindină. Oh, să uite creierul ce... Înseamnă că nu meteorologic va fi cea mai frumoasă zi din viața noastră. Când vede că avem pană pe două roți, deci nu pot să-și fac nici măcar o pană ca să plec cu mașina, înseamnă că nici asta nu este. Și până să te dezmeticești, creierul se aduce aminte de un eveniment din viață. Astăzi se întâmplă 10 ani de la o mare victorie pe care a repurtat-o. Și din acel moment nu mai contează nici grindina, nici pana, nici nimic. De ce? Pentru că am decis că va fi cea mai frumoasă zi din viața noastră. Creierul nostru așteaptă puține lucruri de la noi, dar liniște în primul rând și liniștire. Așadar, răspunzând la întrebare, viața este frumoasă prin ea însăși. Dacă știm să o valorificăm, să o valorizăm și să știm că viața este la îndemâna noastră. Nu este nimeni stăpân pe noi, pentru că noi nu credem din frică, ci din dragoste. Noi, știu că poate sună teoretic, am citit cu toții, nimeni nu poate face rău dacă nu-i dăm voie. Și noi spune, da, cum adică, îi dăm voie? Îi dăm voie. Îi dăm voie prin fragilitatea noastră și prin nerecunoașterea faptului că adevărata putere constă în vulnerabilitate. Oh. Un om sincer și vulnerabil este un om puternic, pentru că nu are ce pierde și are totul la dispoziție. Și atunci
dacă vom învăța să trăim într-o casă cu pereți de sticlă, nu vom mai avea grija zilnică să acoperim ceva. Totul este la vedere. Vă mulțumesc. S-a scurs emisiunea, trebuie să ne luăm la revedere. Vă mulțumesc din toată inima mea. Mulțumesc și eu pentru posibilitatea aceasta de a sta în casa cuvântului, ca să vă spun câteva. Și vă mai invit cu mare drag. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Ne revedem sâmbătă viitoare de la ora 15. Numai bine să aveți! Thank you.